Întrebarea zilei. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian, dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei. Astăzi, ca invitat special, îl avem pe Moțu, producător de muzică și om de radio. Salut, Moțu! Salut, Gibi, salut! Moțule, pentru cine nu te cunoaște, aș dori să te prezinți tu într-un minut, două, cât vrei. Ai tot timpul la dispoziție. Salut, mă numesc Florin Turcin, de fapt mi se spune Moțu și fac beat-uri și le pun pe Instagram. Cum lucrurile s-au cam schimbat, cel puțin în ultimii 5 ani, destul de mult s-au schimbat și se pare că acum ai nevoie de alte strategii ca să faci, nu știu, muzică, în principiu cam orice. Pentru cei care nu știu, de Moțu ați auzit cu siguranță ori la radio, ori la televizor, pentru că a avut acea colaborare cu Doc și cu Smiley, Pierdut Buletin. Mainstream, ca să zic așa, dar eu sunt în underground de mult timp, adică am făcut pentru mulți rapperi. Spune-mi, dacă ar veni în momentul acesta cineva și te-ar trimite într-o excursie, unde vrei tu, pe banii lui, care ar fi prima destinație care ți-ar veni în cap? La munte, la noi în țară oricum. Adică, bine, eu am o problemă cu călătoritul, dacă mă duc undeva nu pot să stau mai mult de 5 zile, nu mai am stare. Cred că-s legat cumva de pământul ăsta ceva. Și prefer la noi, undeva la munte. Dacă stai mai multe zile, simți așa furnicături? Păi nu știu dacă simt furnicături, dar nu mă mai simt, mă plictisesc, cred, de fapt, știi? Și nu mai am stare. Și ai văzut că de obicei dacă te duci pe undeva în vacanță, excursie sau așa, trebuie să vizitezi chestiuni. Și la un moment dat îmi spar așa, ok, bine, hai, vedem și pe ăla, vedem și... Nu, trebuie să fac ceva, trebuie să... Probabil că de aici pleacă, probabil că mă plictisesc. Dacă merg aici pe la noi, pe munți și așa, nu știu de ce, mă simt mai bine. Deci de asta zic. Probabil că am o problemă cu, poate cu alte culturi sau poate mă integrez eu mai greu sau poate relaționez mai greu cu oameni necunoscuți și cu alte... Nu știu ce nu se întâmplă. Nu cred că este neapărat vorba despre asta sau cel puțin eu am observat la mine... Și cred că e singurul pe care l-am întâlnit cu aceeași problemă. Deci eu dacă stau într-un loc mai multe zile, gata, pierd interesul. Mă gândesc numai la București, mă gândesc numai la job, mă gândesc, băi, dar nu mai fac nimic. Cred că ar trebui ori să schimb locul mereu, 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 așa, adică la 2-3 zile să schimb locul, să nu mă plictisesc și să nu mă apuce gândurile acestea. Păi da, îți dai seama că așa aș putea să-mi iau laptopul la mine și să lucrez ceva, da? Ideea e că dacă te duci în vacanță, ești în vacanță, știi? Nu te-a pus să scoți laptopul, să faci un beat. Deși nu erau până la urmă și au mai fost cazuri de genul ăsta să... Acum, oricum, practic ai studioul după tine, că eu am tot timpul un ghiozdan dintre ăsta cu o clăpuță mică, laptopul, căști și poți să lucrezi absolut oriunde, știi? Te duci pe vârf de munte și scoți laptopul și faci un beat în 10 minute. Da, într-adevăr, dacă ai un microfon poți să înregistrezi și o piesă. Poți să înregistrezi și o piesă, îți pui o haină în cap și ai înregistrat, da. E mult mai simplu acum. Moțule, povestește-ne cum îți începi tu ziua. Care este modul tău de a-ți face ușoară intrarea în problemele cotidiene? Păi acum s-a cam schimbat situația în 2020 de când cu virusul ăsta. Că stăm acasă. Adică lucrez de acasă. Eu lucrez în radio, dar acum lucrez de acasă. Și ce să zic, sunt nocturn eu. Mă culc dimineața, practic. De cele mai multe ori lucrez noaptea, știi? Că lucrez pentru radio ceva sau că lucrez pentru mine, prefer noaptea. Și mă culc destul de târziu și mă trezesc, evident, târziu. Și mă trezeam și mă duceam la radio, în principiu, dar acum stau acasă. Te trezești și rămâi acasă acum. Mă trezesc și rămân acasă. Dar trebuie să fac ceva pentru radio cât mai repede. Deci când mă trezesc, în principiu, asta e prima grijă, să fac ceva pentru radio. După care, na, mă învârt pe aici, am găsesc de lucru. Am ce să fac oricum, adică nu asta e problema. Bei cafea? Așa, odată la un an probabil sau ceva și mai mult din cauza mirosului. Adică mirosul mi se pare devastator, este wow. Dar când beau cafea, mi se pare că mirosul și gustul n-au treabă, știi? Îți place să forțezi lucrurile, moțiile, sau le lasă să se întâmple în voia lor? Depinde de situație, bro.
Dar da, câteodată cred că e necesar să le forțezi un pic. E ca atunci, ca și cum ai aștepta să se întâmple ceva, să se întâmple lucruri, dar nu faci nimic și nu o să se întâmple niciodată. Știi, la un moment dat trebuie să le miști tu. E deci, ca bancul acela cu jucatul la loto. Nu știu bancul cu jucatul la loto. Cum era? Așa, în cuvinte scurte, cineva se tot ruga să câștige la loto și la un moment dat Dumnezeu, da, bagă și tu un bilet. Da, exact. Aici cel mai bun exemplu. Moțule, care este comedia la care ai râs foarte mult? Bă, nu știu, văd atât de multe filme. Adică eu sunt un cinefil. Văd foarte, foarte multe filme. Încât dacă mă întreb la un moment dat ce ți-a plăcut, chiar nu îmi dau seama, nu știu unde să mă duc. Ultima comedie pe care am văzut a fost Palm Springs, cred că se cheamă. Nu știu dacă am mai râs sau nu mi-aduc aminte să fi râs la o comedie așa... Mult, să te dea pe spate, nu? Da, da, dar asta și din cauza faptului poate că în ultima vreme am văzut filme acasă. N-am mai fost la cinema, că îmi place să mă duc la cinema când apare ceva interesant, să-mi strâng o gașcă de prieteni să mergem la cinema. Că acolo ai alt vibe, cu totul alt vibe, știi? Că na, râs cu toată sala cumva, e mai pare mai haios. La acasă nu cred că-ți vine să te uiți singur și să râzi. Dar spune-mi care este filmul românesc pe care l-ai revedea oricând cu mare plăcere. Bă, nu prea duc filmele românești, mă crezi? Și asta și din ce cauză? Din cauza faptului că majoritatea, și na, e logic și normal să faci și să vorbești despre ce se întâmplă aici. Cred că sunt eu prea sătul de ce se întâmplă aici, știi? Și să mai văd filmele astea care oricum majoritatea sunt axate pe socialul ăsta. Și zgrele și cu o încărcătură dintre aia, nu-mi vine. Aș vrea să văd un film românesc SF, sincer. Eu sunt mega pasionat de SF. Dar nu știu când o să văd chestia asta. Și să fie și bun. Așteptăm un film SF să fie și bun. Chiar nu știu dacă n-am auzit să fie și drumul. Nu cred că este. Nu cred că este. Bine, cred că... suntem limitați de tehnica necesară și ne uităm la ce afară și... De cash, bro. Da, da, da. Adică probabil că ar putea să faci un film în România SF și să fie un CGI total, dar în momentul în care filmezi tot un CGI, nici actorii nu dau cel mai bun randament și îți trebuie niște post-production sănătos ca să-l scoți cum trebuie. Auzi, dar ce anume nu-ți place la o reclamă? Reclame de astea care se dau pe TV, adică sau cum? Da, da, da. Păi, pe net. Majoritatea sunt făcute prost. Și dar na, ideea e că este reclamă și atunci se merge pe ideea logic de comercial, cât mai comercial, da. Mă mai uitam și la reclamele pe care le mai fac eu la radio câteodată sau așa. Majoritatea sunt cum e o reclamă la radio. Păi hai să ne uităm. Hai să vă ascultăm, mă rog. Și cumva ei ascultă ce se întâmplă acolo și în principiu cam toate sunt la fel. Și hai să facem și noi, evident, cum? La fel, că așa se face reclama la radio. Cred că la un moment dat și în TV e același lucru, că la ce ai reclamă? La detergent, ai văzut? Sunt toate la fel, absolut la fel. Adică merg pe anumite scripturi dintre astea. Avem script pentru detergent, avem script pentru coca, stai să nu fac reclamă, pentru sucuri. Avem script pentru nu știu ce. Că și în radio, de exemplu, se întâmplă destul de rar să vină cineva cu o idee foarte mișto. Dar de cele mai multe ori au și bugete mici și nu își permit, de exemplu, să angajeze actori ca lumea. Și atunci hai lasă că dăm nu știu cine o voce și ne descurcăm cu vocea aluia. Hai lasă că montează nu știu cine și vedem noi așa că e mai ieftin, știi? Lasă-mă că merge așa. Merge așa, da. La TV acum... eu dacă mă uit la TV nu prea știu ce reclame sunt. Adică știu că sunt reclame exagerate de multe la medicamente. Ceea ce nu mă miră, că dacă ești de aici pe stradă, dacă ești și mergi o stație de autobuz, găsești vreo 6-7 farmacii. Deci e ok să-și facă și reclamă dacă sunt atât de multe, știi? Dar ce mai văd pe YouTube? Că m-au terorizat ăștia. Deci mi se pare că este exagerat acum. De când au băgat asta să-ți plătești YouTube-ul, parcă și mai hardcore cu reclama. Dar în principiu tot vezi mai mult reclame de pe afară, știi? Care sunt mai mult anunțuri, știi? Vine unul și îți vorbește, nu închide, stai așa, uite-te ce zic eu aici. Dacă vrei să investești la bursă, fă treaba asta în șe. Deci sunt mai mult anunțuri. N-am văzut neapărat reclame.
Da, și oricum o să vedem din ce în ce mai multe reclame pe internet, pentru că e clar că oamenii petrec din ce în ce mai mult timp în fața calculatorului sau a telefonului decât în fața televizorului și categoric. Își vor schimba și comercianții locul de a-și promova serviciile sau bunuri. Da. Depinde cui te adresezi, că la TV sunt mai mult bătrâni sau cel puțin ori să rămână bătrâni la TV și tineretul pe internet. Deci dacă ai un produs de promovat la bătrân, te duci frumos la televizor și îți faci o reclamă. Dacă ai pentru tineret, te bași pe internet, logic. Teleshopping, acum, numai acum. Numai acum, 3 la 10.000, haide. Dar stai așa, asta nu-i tot. Și cadou. Cadou, tot e cadou. De la ANAP. Uite, vorbeai de tineri și de bătrâni și aș dori să aflu părerea ta dacă e normal să existe un război între generații. Nu-mi place războiul ăsta, dar există dintotdeauna și va exista dintotdeauna. Pentru că pur și simplu sunt alte mentalități și lumea se schimbă, generațiile se schimbă. Adică, de exemplu, mă uit în muzică, ce se întâmpla acum 10-15 ani, s-a dus. Și de-aia de multe ori, de exemplu, sunt artiști care nu reușesc să țină pasul pentru că rămân cumva blocați în muzica aia veche, a adolescenței lor, cumva, știi? Și li se pare outrageous, cumva, tot ce apare nou. Adică și acum se uită ăștia mai bătrâni, se uită la ce scot băieții ăștia de 20 de ani și li se pare ciudat. Bă, e prea mult. Dar dacă stai să te gândești și noi când eram tineri, la fel, comparabil poate cu părinții noștri, muzica noastră era, da, era rebelă, era prea rebelă, era prea nebună, prea ce e asta. Ca să nu mai zic de rap în general, pentru că ea nu era obișnuit cu rap-ul și când auzeau muzica asta vorbită, era ce e asta, asta e muzică? Deci da, tot timpul va fi așa. Și ăștia la fel, când vor crește și vor deveni părinți, cu copiii lor, cine știe ce dracu se mai întâmplă peste 10-15 ani, ce muzică nebună se va face. De câți ani produci tu muzică? De foarte mult timp, din 94. Eram în liceu și aveam un prieten vecin care avea foarte multe instrumente muzicale acasă și făceam muzică cu el. Dar ne jucam prima oară, adică na, îți dai seama, nici nu exista. Cred că în 94 atunci am ascultat pentru prima oară o casetă pe care erau niște piese înregistrate groaznic. De la Paraziții, Vorbire Directă, cred, erau niște băieți rebelii, dar n-am mai auzit absolut nimic de aia. Și circulau casetele astea cu muzică și Cimitirul Belu. Și când am auzit asta, eu cu prietenul ăsta al meu, ce am zis? Mam, trebuie să facem și noi rap, ce ai? Wow! Și așa am început. Dar da, deci de prin 94 am început să fac beat-uri și le făceam pe niște clape triste, rău. Aveam un mixer rusesc și trăgeam pe un deck cumva. Am tras niște pozitive, că am făcut în trupă. Cântam rap deja. Da, a fost interesant, ce să zic. Înainte ca să înregistrezi, era destul de greu și te costa ceva. Acum, exact ce vorbeam mai devreme, ai un ghiozdănel cu câteva chestii și poți să-ți faci muzică de la A la Z. Digitalul din ziua de astăzi se apropie destul de mult de ce se întâmpla pe vremuri pe analog, știi? Tocmai de-aia mi se pare că acum la modă, cel puțin în rap, mă rog, trap cum e acum, ai observat că nu prea mai sunt instrumente clasice sau ce sunt atât de procesate, pentru că mi se pare că s-a ajuns în ideea în care să faci un sunet să sune cât mai ciudat, să sune cât mai altfel, știi? Pentru că acum, na, îți dai seama, absolut oricine are posibilitatea să facă niște beat-uri cu un mic calculator, știi? Da. Și sunt foarte mulți. Adică înainte nu erau așa mulți oameni sau chiar dacă ar fi vrut să facă, nu aveau posibilitatea, că nu aveau niște scule sau ceva. Acum sunt foarte mulți, adică toată lumea face beat-uri. Și deja e un pic ciudat, pentru că, de exemplu, rapperii sau artiștii în general nici nu cred că mai au răbdare să mai asculte beat-uri. Adică, și nici eu nu mai am răbdare, oricât de mult aș vrea. Adică acum, de exemplu, stau și urmăresc niște producători pe care îi apreciez de foarte mult timp, care înainte, probabil, dacă aș fi văzut ceva video cu ei, aș fi fost ochi și urechi acolo și acum îi urmăresc pe Instagram și nu mă mai uit la ce video-uri pun ei acolo sau chiar beat-uri la un moment dat, pentru că sunt prea mulți. Nu mai am răbdare. Nu știu, e un pic ciudat. Adică acum poți să faci absolut orice vrei, dar nu mai ai interesul ăla pe care l-aveai înainte, știi? E cu dus întors. Dar ce i-ai sfătuit tu pe cei care sunt la început de drum în acest domeniu? Ce sfat le-ai da?
nu știu dacă pot să le dau un sfat. Ideea e să fii vizibil cumva. E clar că trebuie să fii pe internet, pe platformele astea de socializare. Instagram, Facebook, TikTok. TikTok ăsta care în ultima vreme văd că e destul de prezent. Am văzut că sunt multe piese care pleacă de pe TikTok cumva și ajung pe radio, știi? Chiar au fost în ultima perioadă. Dar ideea e că mi se pare așa și cu Instagram-ul ăsta, bă, deci m-am săturat că toți sunt pe interes, știi? Adică dacă înainte puneai poze și comentai că, bă, îți făcea plăcere și așa, acum nu, toți sunt pe interes. Îți dau like ca să-mi dai like, îți dau follow ca să-mi dai follow, știi? Și e, bă, come on, adică de ce am face lucrul ăsta? Hai să ne pupăm un cur unul pe altul, știi? Cam așa. Da. Și restul, dacă e cazul. E ca un business, adică e clar că toți îl văd ca pe un business. Iar chestia asta face parte din business și atunci facem giveaway. Am un prieten, de exemplu, care tot așa, mă rog, a fost plecat de prin țară și la un moment dat s-a întors el, s-a hotărât să facă iar muzică, pentru că făcea muzică înainte. Și vezi că s-a mișcat într-un an de zile, nu știu, și a luat foarte mult pe Instagram, dar exact cu chestii de astea, ca la carte, știi? Că dacă te uiți și dai pe Google cum să-mi iau urmăritor pe Instagram, găsești absolut orice informație. Problema e că trebuie să o faci, știi? Iar eu nu o să fac chestia asta, că nu-mi place. Sunt destul de încăpățânat când e vorba de lucruri de astea, știi? Bă, nu mi se pare ok, nu o fac, frate, orice ar fi, nu o fac, fac. Spune-mi, când ai avut tu certitudinea că ceea ce faci, faci bine? Niciodată. Niciodată. Serios. Pentru că tot timpul înveți ceva și tot timpul evoluezi într-un fel sau altul. Și sunt și genul ăla care niciodată nu-s mulțumit. Dar acum ce fac? Pun beat-uri pe Instagram de două ori pe săptămână. Dar nu că aș vrea să le vând sau ceva. Pur și simplu. Îmi face plăcere. E așa ca un challenge. Știi? În fiecare luni și joi trebuie să fac beat-uri. Și nu am timp mai deloc. Adică îmi găsesc o oră, două și le fac și le-am și pus. E, chestia asta acum un an de zile sau acum doi ani de zile nu cred că aș fi făcut-o sub nicio formă, pentru că îți dai seama că de multe ori fac beat-ul ăla în două ore, îl pun pe Instagram, iar a doua zi când ascult mi se pare groaznic. Pentru că, îți dai seama, să faci un beat la 10 seara după ce ai avut o zi plină, urechile tale nu mai funcționează poate așa de bine. Sau poate pur și simplu nu ai fost inspirat să pui un instrument în momentul ăla și a doua zi îl regreți. Dar aia e, l-am pus deja, bă, ce-o fi, o fi, știi? Și chiar nu mai țin cont acum. Bă, ăla e beat-ul făcut de mine aseară în două ore. A, așa e și. Unele ies bine, altele nu așa de bine, oare, nu mai contează. Spune unde le postezi ca să afle oamenii. Să... Instagram/moțu, simplu. Tu crezi că România merge spre bine sau spre rău? Nu vreau să fiu pesimist, că sunt un tip optimist așa de felul meu, dar nu merge bine vreo. M-am uitat zilele astea la Shelly. Deci băiatul ăla e foarte deștept și îl urmărește atât de multă lume și mă gândesc că poate copilul ăsta poate să schimbe un pic generația asta. Sincer îți zic. Are un mic video acum cu ăștia de la Ministerul Învățământului, nu știu, a avut niște chestiuni cu ăștia, cu televiziunile acum am văzut, că de aici m-am uitat, de aici a plecat treaba și m-am uitat la el. Și a înscenat un accident sau ceva de genul și i-a prins cam pe toți că au dat știrea asta falsă. Și... wow. Interesant. Deci, de la România TV sunt groaznici, bro. Deci, adică după ce omul a demascat toată treaba, ăia în continuare susțineau că nu știu ce conspirații sunt și că ăsta, băi, sunt incredibili. Da, ideea e că atâta timp cât suntem needucați, țara asta nu o să avanseze într-un fel sau altul. Și de-aia zic că oarecum îl sprijin pe Shelly. Mi se pare tare, e super mișto. Și da, totul pleacă de la educație. Educi populația, nu o să mai avem hoți, nu o să mai avem nenorociți. Cred că e destul de simplu. Bro, ca să te relaxezi puțin, hai să mai schimbăm puțin tonul și tonalitatea discuției. La ce instrument ți-ar plăcea să știi să cânti? La toate, bro. Când ești stresat și simți că nu mai ai energie, care este modul tău de a-ți aduna forțele, de a te relaxa? Uite ăsta cu beat-ul, fac un beat. Tocmai de-aia ți-am zis că am și mers pe treaba asta și îmi place și mă țin de ea. Chiar am avut niște momente destul de stresante în ultima perioadă și vreau să zic că de fiecare dată am văzut că mă liniștește când fac un beat.
Adică pot să fiu cât se poate de stresat, este incredibil cum funcționează asta. Și de-aia am și zis, bă, se pare că îmi place mult să fac chestia asta și o fac de plăcere și o să o fac în continuare. Dacă ai putea să stai de vorbă cu un star de la Hollywood, să-l întrebi așa despre viață, una alta, care ar fi acela? Ok. Cred că Ridley Scott, dacă îl știe, regizor, a făcut Alien, a făcut Blade Runner. Așa. Tarantino mi-ar plăcea. Mi se pare că e foarte tare omul. Și mai îmi place Christoph Waltz foarte mult. A jucat în Inglourious Basterds al Tarantino de neamțul ăla nebun și mi se pare mișto omul. Spune-mi ce animal de companie ieșit din comun ți-ar plăcea să ai. Bro, eu sunt cu de-astea, eu nu m-am dus la zoo, mie nu-mi place să mă duc la zoo pentru că mi se pare aiurea să văd animalele închise. Și am avut animale tot timpul, întotdeauna pisici pentru că mi se pare mai lejer să ai o pisică în casă sau pe lângă casă. Mi-ar putea să am o maimuță, că mi se pare că e așa mai aproape de om, știi? La un moment dat ai putea poate să comunici prin semne cu ea și cred că e interesant să poți comunica cu animalul de companie, știi? Da. Cimpanzeu, cum avea Michael, Bubbles, știi? Care este cel mai interesant mod de a traversa un oraș, după părerea ta? Nu știu, cred că acum cu o trotinetă dintre aia poate, nu? Da, auzi da. Și lumea din jurul tău, vezi și aglomerația aia, treci și prin traficul ăla nebun, iei și o gură de gaze de la țevile de eșapament. Da. Te mai duci și la fântânile alea pe acolo, prin centru și să te ude un pic apa. Trotinetele astea sunt super tari și e sentimentul foarte mișto și mai ales noaptea să te plimbi cu ele când e orașul liber, eu recomand. Mi se pare genială ideea, este foarte tare. Doar că, nu știu, sper că între timp să se mai facă piste dintre astea pentru trotinete și biciclete, că nu sunt, dar nu sunt ok și încă lumea nu e obișnuită să se dea la o parte. Sau, adică ai observat că dacă au făcut pista aia pe trotuar, trece, lumea n-are nicio treabă. Dacă mergi cu bicicleta, trebuie să stai tot timpul să claxonezi. Dacă ai putea călători în timp, ce ai alege? Trecutul sau viitorul? Ai un pic ciudat aici. Pentru că m-aș întoarce înapoi ca să schimb evident ceva. Dar acum dacă te iei după anumite filme, dacă schimbi timeline-ul, știi, s-ar putea să aibă consecințe devastatoare. Da. Dar în același timp mi-ar plăcea în viitor, că sunt mega curios să văd ce se întâmplă. Da, în viitor m-aș duce. În viitor, peste vreo 102 de ani? Total. Poate sunt pe alte planete în perioada aia. Sau poate nu mai suntem deloc. Ajungi pe pământ, unde sunt ceilalți? Știi cum era? Da. Unde? Un bilet. Noi am plecat. Ba. Da, exact. Ne găsești la nu știu câți ani lumină. Da. Care e mașina visurilor tale? Bă, mi-ar plăcea un hypercar de ăsta. Doar să-l am așa o perioadă, să zic, o lună de zile, ca să-mi fac un pic de amblaua. Nu sunt neapărat pasionat de mașini, dar mă uit la hypercar-uri de astea, la supercar-uri de astea. Mă fascinează un pic treaba asta. Mă tot uit pe YouTube la tot felul de chestii. Mi-ar plăcea un LaFerrari foarte mult, sau un Koenigsegg, sau Pagani. Știu că m-am dus departe, dar cred că e un mic chin totuși să ai o mașină asta super sport aici la noi. Păi da, că oricum nu poți să mergi mai mult de 130 și îți dai seama că aia 130 îi prinde în 3 secunde, adică 3 secunde jumate. Deci cred că nu este canal în Bucureștiul ăsta să treci pe el și să nu zdrângăne, să nu facă ceva, să nu simți. Liniile de tramvai, cum ți se par? Aș groaznice. Plus că gândește că sunt multe străzi care au practic linia de tramvai considerată ca fiind bandă de mers pe ea, ori prima bandă, ori chiar a doua. Da, e groaznic, ce să zic. N-ai văzut când mergi pe ea că se aud la un moment dat tablele alea, stinghile alea, cing-cing, cing-cing. Știi că la un moment dat s-a desprins una și a intrat unui șofer prin podeaua mașinii și a intrat fix în picior? Aolo, nasă. Da. Hai să mai schimbăm o dată tonul discuției. Uite, de data asta spune-mi când ți-ai pierdut ultima dată datele, fie de pe un telefon, fie de pe un laptop. Niciodată. Nu știu, sunt norocos probabil. Dar să știi că
Când eram mai mic, eram obsedat de chestia asta cu backup-ul. Pe atunci erau CD-uri, aveam tone de CD-uri pe care, apropo, recent le-am găsit prin niște cutii și le-am aruncat pe majoritatea. Culmea e că unele nu mai funcționau, știi? Da. La vreme. Și în ultima vreme am zis, bă, dacă e să pierd date, aia e. Ce se poate întâmpla? Până la urmă, oricum, ai și cloud, mai pui și pe cloud și oricum ai mai multe device-uri. Am și un desktop, am și laptop, am și telefon. Până la urmă, dacă e să pierd ceva, înseamnă că n-a fost să fie. Mai aveam problema asta cu bituri. De exemplu, făceam un instrumental sau ceva și uitam să salvez și la un moment dat crășuia softul ăla și s-a întâmplat de câteva ori să pierd absolut tot ce am lucrat. Îți dai seama că e foarte frustrant și te enervezi teribil, adică să muncești vreo 2 ore și să pierzi munca aia, nu e așa de grozav, știi? Dar la un moment am zis, bă, știi ceva? Poate că nu era ce trebuie. Mm-hmm. Și m-am obișnuit cu ideea asta. Mi s-au mai întâmplat chestiile astea de câteva ori și am zis, bă, înseamnă că nu era bitul ăla, ok. N-are de să-mi pare rău. Și eu l-am, nu știu, de la zero sau de fapt cu altceva. Plecam la întâi. Un mod pozitiv de a vedea lucrurile? Păi asta zic, că trebuie tot timpul să fii optimist cumva. Adică n-are sens. Ok, l-ai pierdut și acum ce să faci? Că nu te mai poți întoarce, știi? Să plângi? Da. Nu, mergi mai departe. Te obișnuiești cu ideea. Ai un tabel al cheltuielilor săptămânale să observi pe ce cheltui cei mai mulți bani? Nu. Deci, la un moment dat am încercat, când eram mai puștan, am făcut o fază cu plicurile, știi? Ca să nu cheltui aiurea și așa, îmi puneam niște bani pe săptămână într-un plic și trebuia să cheltuiesc cât aveam în plicul ăla. Și a fost mișto, să știi. Chiar a fost mișto. Dar, na, între timp, n-am mai ținut cont. Acum, dar am tot timpul problema asta. Adică dacă mă duc la hipermarket sau ceva și cumpăr, am tot timpul senzația că cumpăr chestii în plus. Și asta mă enervează teribil. Dar oricum chestia aia funcționează. Nu te duce la supermarket nemâncat, știi? Da, clar. Pă bune, dacă ești flămând și te duci la magazin, cumperi mâncare de te spargi, pentru că ți-e foame și ai mâncat de toate. Aoleu, aș mânca și de aia, aș mânca și de aia. Și le cumperi pe toate. Ultima mea întrebare pentru tine. Spune-mi care este cel mai amuzant cadou pe care l-ai primit. Cel mai amuzant cadou. Am primit de la cineva și ulterior recunosc că am făcut și eu chestia asta mai departe, că mi s-a părut super tare la cineva. Am primit de la cineva un cadou care de fapt consta în mai multe plicuri și în fiecare plic aveam câte ceva. Și când am deschis primul plic, era plin cu confeti și s-a împrăștiat în toată casa. Adică chiar a fost interesantă toată duma, știi? Și erau mai multe cadouri. În fiecare plic era cât un cadou. Mai valoros sau mai puțin valoros. Ăla mi s-a părut foarte mișto, ca idee. Foarte, foarte interesant și amuzant. Ia să auzim care este întrebarea ta pentru cei care ne-au urmărit, moțule. Ceva legat de social media asta. Curios cum percep oamenii social media, să zic, pe viitor. Adică, să zic, peste vreo 5 ani de zile. O să ajungă platforme de genul Instagram, Facebook să bată televizorul total? Pentru că deja, uite, și cum e în cazul tău sau așa, sunt mult mai mulți oameni care își fac show-uri efectiv pe platformele astea, știi? Uh-huh. Și deja sunt foarte mulți care au enorm, enorm de mulți urmăritori. Moțule, îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat să particip la întrebarea zilei. A fost o plăcere. Spune-le oamenilor unde te pot găsi și ce planuri de viitor mai ai. Cel mai activ sunt pe Instagram. Instagram/moțu, simplu. Acolo pun beat-uri, cum ziceam, lunea și joia. Dacă vrea cineva să asculte niște instrumentale, pun niște filmulețe, adică e fun. Planuri de viitor? Am eu niște planuri, dar nu vreau să le zic. Că știi cum e, că dacă dezvălui ceva, s-ar putea să nu mai funcționeze cu aceeași intensitate. Bun, atunci urmărim Instagram-ul Moțu și acolo vom vedea și proiectele din viitor. Yes. Dragilor, mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit. Mulțumesc și partenerului Media, pagina de media.ro. O zi frumoasă să aveți și încă o dată mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația.
Mersi și eu, cu plăcere. Numai bine. Face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Dacă nu s-ar fi întrebat omul ce e sub copac, ar fi rămas acolo ca un globuleț de brad. La un moment dat, pomul s-ar fi uscat și căzând de foame, globul s-ar fi spart.